Doamna Dacia de asta. Bună dimineața, dragilor. Avem aici un Duster Prestige cu câteva extra opțiuni peste. 1.6 SCU. Și de acum vin și cu dotarea four wheel drive pe ele. Hai să facem o încercare la rece, să vedem cum se poartă. Wow. Muzica închisă. No. Se pare că nu e chiar așa de rece afară, ca să vedem. 14 grade. Ca dotări e extra full. Camera pe față, spate, lateral dreapta, lateral stânga. Două prefer pe urcat pe spate așa. Da, oricum. Senzori de parcare, SP, încuiat, descuiat, funcția eco care o avem activată, este în bord. Pentru să cobori panta cu ea. Dar trebuie dezactivat sistemul start-stop. Dezaburire față-spate, climatronic, aer condiționare circulare pentru a porni automatul pur și simplu apă și... Așa. Este o mașină foarte, foarte bine făcută. Inclusiv are opțiunea pentru blind spot warning pe oglinzi laterale. O mașină foarte bine făcută, da, plasticile cam sunt încă cele mai dure, așa mai, dar ținând cont că este un autoturism de 17.800 de euro, e ok, e chiar ok, adică concurența la aceeași calitate și aceleași dotări e mult mai scumpă. Da. Pentru că am fost înainte să achiziționez acest model. Am fost și, să vedem unde fac, fac așa. Așa. Navigare. Am testat și concurența și am întrebat de prețul. Mult peste pe toate. Și ceva, 22.000 și ceva, cu tracțiune pe față. Asta are integral. Așa, plecăm cu a doua. Mă enervează cu radio-ul lor. Sunt un profesionist în car vlog sau alte chestii. Pur și simplu îmi spun părerea și... Ia să vedem. Se simte destul de bine.
atât pentru astăzi, dragilor, că nu vreau să pun pe nimeni în pericol la volan. Vă salut cu drag!